Tot timpul cred că dumneavoastră nu m-ați auzit. Așa, nu, am prins ideea pe care ați vehiculat-o și eram aici cu Răzvan și încercam să diseminăm un pic din ce ați spus dumneavoastră în situația în care avem nevoie să eliberăm niște ostate și sigur că înțelegem rostul comandoului. Pe de altă parte, ne puneam problema eliminării Hamasului. Eliminarea asta se va putea face tot prin intermediul unui comando, de exemplu? Nu, de la un punct încolo, după ce se trece de faza eliberării ostaticilor, Tzahalul va trebui să intre în fâșie, dar, repet, o va face în momentul în care își va impune proprii termeni, în momentul în care toate centrele de lansare ale rachetelor vor fi anihilate, în momentul în care punctele de comandă ale Hamas vor fi distruse și în momentul în care civilii vor fi pe cât se poate în acea zonă extrem de aglomerată în siguranță și ostaticii vor fi salvați. De asta Netanyahu a avut grijă să explice constant și alte voci din Tzahal faptul că va fi un război lung, pentru că ultima etapă, etapa decisivă, de fapt etapa mediană, cea cu intrarea în fâșie, nu se va face când Hamas o așteaptă, ci pentru că asta e cheia, așa cum spuneam, în Orientul Mijlociu, tocmai când Hamas e obosit, când Hamas nu mai are carburant pentru a ține în funcțiune tunelurile și când Hamas și-a pierdut o mare parte din capacitatea de a reacționa. Bun. Deci, chestiunea invaziei terestre în fâșia Gaza este o discuție pentru când și cum, nu dacă. Ca asta, aici ne-am blocat noi în clivajul ăsta. Domnul Buzoianu crede că nu se poate face decât în cazul unei evacuări, cât a zis domnul Buzoianu. Consistente a populației de acolo. Consistente. Cât sunt și... Domnule, nu știu, am zis 70%, mă gândesc, ca să poți să desfășori o operațiune militară fără să naști imaginile acelea care vor scoate din minți, pe bună dreptate, lumea musulmană. Orice imagini vor scoate din minți lumea musulmană. Pe bună dreptate, am zis. Atenție. Am înțeles. Deci nu există nicio altă variantă, niciun alt scenariu decât o eliminare totală a Hamasului printr-o invazie terestră în fâșia Gaza. Experiența istorică și cel mai bun reper pe care îl putem avea în astfel de analize prospective rămâne totuși istoria, este că într-adevăr Tzahalul intră în teritoriu vizat și experiența istorică cea mai la îndemână este cea din 1982, când premierul de atunci Begin a dat ordin de intrare în Liban, unde trupele lui Arafat, gherila respectiv organizația teroristă a lui Arafat, își găsise baze după ce fusese expulzată din Iordania după acea încercare din Septembrie Negru de a pune mâna chiar pe Iordania ca bază politică și militară, iar atunci a fost nevoie de o intrare în adâncime, s-a ajuns până la Beirut și a fost momentul în care Arafat a fost scos din Liban și și-a găsit refugiul în Tunisia până la acordurile Oslo. Nu ai cum altfel, trebuie să intri în taberele de refugiați și să găsești acolo, să identifici celulele jihadiste, în cazul Hamas vorbim de celule jihadiste, au fost de la bun început adepții jihadului încă de la formare, nu mai vorbesc de această influență Daesh din ultimii ani. Deci fâșia Gaza nu va fi curățată doar cu lovituri din avion, ci cu lovituri de artilerie. Domnul Raeschi, dar noi facem acest comentariu și sigur are toată noima din lume ce discutăm, doar în contextul în care decontextualizăm întâmplarea. Și anume, noi vedem că Hamasul i-ar fi problema. Ori Hamasul nu pare a fi problema din ce urmărim. Hamasul este un instrument al problemei. Adică este un exponent al problemei. Este o consecință a problemei. Problema fiind intenția Iranului de a destabiliza prin organizațiile pe care le controlează toată zona respectivă. Ori Iranul vedem că face parte dintr-o alianță cu China și cu Rusia, care se desfășoară. Vedem că astăzi se întâlnesc în legătură cu, sigur, problema din Azerbaijan, mă rog, discuta, dar se întâlnesc acele. Vedem că China a adus foarte multe instrumente militare în zona respectivă și atunci întrebarea mea e următoare. Dacă discutăm ca fiind Hamasul problema, pare că totuși o simplificăm foarte mult.
Pentru că în momentul în care se vor alinia toate, toată zona asta, de exemplu, musulmană, se va alinia, ne aducem aminte că la ultimul război în care Israelul s-a luptat cu lumea musulmană, practic prețul, de exemplu, dau un simplu exemplu, prețul la petrol s-a quadruplat în America. Deci a fost o criză, criza aceea teribilă la nivel mondial. Bănuiesc, Qatarul va avea și ea o intervenție. Între timp, Qatarul acum este principalul distribuitor de gaze lichefiate în Europa. Va avea o intervenție în sens. Deci te va da peste cap absolut tot. Tocmai de aceea eu sunt sceptic în privința intervenției, pentru că există și consecințe de genul celor pe care le vehiculez acum. Da, și e motivul pentru care, în general, dacă facem o cronologie a conflictelor din Orientul Mijlociu, vom vedea că toate au tendința să fie foarte scurte. Da, războiul de 6 zile, războiul de Yom Kippur a durat 2-3 săptămâni. Campaniile în Gaza sau în Liban nu depășesc o lună de zile. Cea mai mare, cea mai lungă campanie a fost, așa cum spuneam, acea campanie de curățare de forțele lui Arafat din 82 din Liban, care s-a prelungit pe luni bune. Dar presiunea comunității internaționale, tocmai pentru că o destabilizare a Orientului Mijlociu are consecințe globale, economice, sociale, de securitate, nu? Vom vedea, am văzut și probabil vom mai vedea atacuri jihadiste. Deci presiunea comunității internaționale oprește de obicei până într-o lună aceste conflicte din Orient. Dar pe de altă parte, nu e o situație uzuală, adică istoria nu funcționează în momentul în care tu ai avut pe 7 octombrie un pogrom de cum Israelul nu a mai întâlnit în istoria lui, și dacă Israelul nu va da un răspuns adecvat, el va avea o problemă existențială, pentru că tot principiul pe care a fost fondat statul Israel este never again, am mai spus asta, ori pe 7 octombrie a existat un început de again care neagă chiar principiul fundamental al statului. Da. Și credeți că se va putea face evacuarea asta într-o proporție covârșitoare pentru a evita scenele despre care vorbea colegul meu Radu, în care civili din Fâșia Gaza ar putea fi victime de război? Nu cred că vom putea evita o evacuare, vom avea o evacuare satisfăcătoare, pentru că Hamasul nu are interesul să ajute în această direcție, și pe măsură ce timpul trece și frontiera de la Rafah nu se deschide, și e foarte puțin probabil să se deschidă, oamenii vor începe la un moment dat să se întoarcă acasă sau să caute soluții de supraviețuire pe termen ceva mai lung. Cu alte cuvinte, probabil că vom avea o intrare nu de atât de mari dimensiuni pe cât e preconizată, dar o intrare cu o parte din civile acolo și încercând, printr-o continuă presiune diplomatică, să se evite cât mai mult victimele colaterale. Dar, repet, Israelul, pe de o parte, nu poate să nu intre și să nu-și îndeplinească obiectivul de a decapita Hamas. Pe de altă parte, intrând, știe că pică într-o capcană care este întinsă și încearcă la rândul aici său să întindă propriile capcane adversarul. Da, scenariul ăsta în care este desființată organizația Hamas pentru o intervenție militară, deci sunt, nu știu care era termenul, rași de pe fața pământului, cum, ăsta e un scenariu credibil? Poate fi pur și simplu spulberată organizația Hamas printr-o intervenție a statului israelian în fâșia Gaza? Din nou, pentru a face analiză prospectivă, haideți să apelăm la istorie și la cazul cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei, care între 82 și 1991-93 intră într-un con major de umbră și este salvată, este readusă în atenția palestinienilor și a comunității internaționale de izbucnirea primei intifade. Atunci, în căutare
căutare de soluții pentru a rezolva problema intifadei, inclusiv Israelul acceptă să revină asupra politicii lui Begin de suprimare a Organizației pentru Eliberarea Palestinei și prin Itzhak Rabin o readuce în discuție, lasă pe Arafat să se întoarcă în Palestina și semnează acordurile de la Oslo. Deci, istoric, pe cazul din Liban, s-a putut face lucrul ăsta și dacă nu izbucnea intifada care nu a fost provocată și manipulată de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, ci mai degrabă de Hamas, care se afla în Palestina la acel moment, atunci OEP ar fi dispărut, probabil. Da, mulțumim pentru intervenție.